Horoscop săptămânal. Berbec. Încercați să vă abțineți de la acțiuni frivole și concluzii pripite la începutul săptămânii. Acest timp necesită decizii bine calculate, ele ajută la atingerea obiectivului. Influența tendințelor pozitive crește în fiecare zi. De aceea, nu toate cazurile trebuie abordate imediat. Nu toate ideile ar trebui puse îndată în aplicare. De multe ori va fi mult mai înțelept să aștepți un moment mai potrivit. A doua jumătate a săptămânii este un moment în care calitățile de conducere se manifestă foarte clar. Adesea oamenii sunt gata să te urmeze până și la capătul lumii. Sunt posibile cunoștințe neobișnuite, întâlniri cu persoane despre care ați auzit multe. Apar noi prieteni, dar sunt și mulți rivali. Multe dintre acțiunile tale atrag atenția. Este posibil ca unele propuneri interesante să vină la sfârșitul săptămânii. Taur. Începutul săptămânii va fi agitat. Cel mai probabil, de data aceasta va aduce o mulțime de evenimente neașteptate. Adesea, trebuie să schimbați planurile. Încercați să folosiți toate posibilitățile, să realizați experimente îndrăznețe și să vă căutați propriile căi către obiectiv. Norocul îți însoțește eforturile și există șansa de a pune în aplicare acele idei pe care nici măcar nu le luai în serios înainte. Sunt posibile cunoștințe neobișnuite. Este probabil ca acestea să marcheze începutul unei cooperări îndelungate sau a unor relații de prietenie. În timp, situația se va stabiliza. Te simți mai încrezător? Înțelegi că acum poți reveni la unele planuri vechi. Idei care anterior nu puteau fi puse în aplicare. Puteți lucra cu documente, contacta agenții guvernamentale, rezolva probleme financiare. Gemeni. Veți putea face pași mari săptămâna aceasta, dar nu fără dificultăți. Nu ar trebui să te bazezi pe victorii ușoare, iar față de promisiunile de sprijin pe care alții le oferă de bunăvoie, este mai bine să fii sceptic. Din păcate, nu toată lumea își poate ține cuvântul. Sunt posibile oferte de muncă neobișnuite. Este probabil să aveți șansa de a aborda exact acel proiect care de mult timp părea interesant și promițător. Încearcă să arăți imediat de ce ești capabil și simte-te liber să atragi atenția asupra victoriilor tale. Sfârșitul săptămânii va fi deosebit de generos, cu surprize plăcute. Acesta este un moment bun în ceea ce privesc relațiile personale. Multe se pot schimba în bine aici dacă luați inițiativă. O persoană iubită va merge de bunăvoie în întâmpinare. Rac. O săptămână de oportunități. Există șansa de a merge mai departe în direcția aleasă, pentru a atinge obiectivul stabilit cu mult timp în urmă. Nu tot ce îți asumi te va face să ai un succes rapid. Proiectele pe termen lung devin cele mai interesante. Acestea sunt asociate celor mai plăcute cunoștințe, întâlniri de care îți vei aminti mult timp. Poate fi dificil să rămâi calm în prima jumătate a săptămânii. Fundalul emoțional este instabil, îți pierzi ușor echilibrul. Monitorizează-ți starea de spirit, nu te lăsa dezamăgit. Cei dragi te vor sprijini în multe feluri. A doua jumătate a săptămânii necesită o abordare deosebit de serioasă a afacerilor. Încercați să respectați toate promisiunile pe care le-ați făcut, chiar dacă nu va fi ușor. Acordați atenție lucrurilor mici pentru a evita greșelile. Leu. Săptămâna aceasta vei putea face o mulțime de lucruri utile pentru tine și pentru ceilalți. Nu este întotdeauna ușor să-ți atingi obiectivele, dar ești persistent și nu renunți la planurile tale. Deseori trebuie să începi să acționezi singur. Ajutoarele apar după ce depășești primele obstacole. Trebuie să înveți repede, adesea din greșelile altora. Dacă ești suficient de atent, nu vei face gafele enervante care ar îngreuna viața tuturor. Sunt posibile schimbări în bine în domeniul finanțelor. Aici merge vorba atât despre returnarea datoriilor vechi, cât și despre încheierea unor tranzacții profitabile. Sunt posibile oferte inspiratoare pentru cooperare pe termen lung. Unii reprezentanți ai zodiei vor găsi un loc de muncă de vis. Relațiile personale se vor dezvolta armonios. Săptămâna este bună pentru restabilirea vechilor legături, pentru a face pace cu cei cu care ai fost într-o ceartă. Fecioară. Săptămâna deschide multe noi oportunități.
încercați să utilizați fiecare dintre ele. Unele fecioare vor înțelege acum ce pas trebuie de făcut pentru ca viața să înceapă să se schimbe în bine. Puteți experimenta! Încearcă ceva complet nou! Ai noroc în multe privințe. Coincidențele de succes nu sunt excluse, ceea ce va duce la gânduri interesante. Farmecul și capacitatea de a aborda oamenii sunt adesea utile. Le placi chiar și la cei care sunt de obicei critici față de alții. Rivalii recenți pot deveni aliați și un mare ajutor. Sprijinul lor vă va ajuta să evitați multe momente neplăcute, precum și griji inutile din cauza pleacurilor. A doua jumătate a săptămânii este extrem de favorabilă din punct de vedere al creativității. Acesta este un moment al ideilor minunate, al inspirației și al ipotezelor reale. Tot ceea ce faci invariabil atrage atenția. Balanță. Fii atent la modul în care relațiile tale cu ceilalți se vor dezvolta. Puteți găsi aliați puternici și influenți, dar trebuie să vă gândiți la modul în care i-ați putea interesa. Ideile vechi pot fi utile aici. Nu este exclus ca acum să fie posibil să le aduceți la viață. Prima jumătate a săptămânii este favorabilă activităților comerciale. Va exista șansa de a încheia oferte bune. Sunt probabile și achizițiile de succes. Va exista ocazia de a uni oameni ale căror interese sunt similare și să beneficiați de acest lucru. A doua jumătate a săptămânii vă oferă șansa de a face impresie bună asupra persoanelor a căror opinie este importantă. Aici va trebui să faceți un efort, dar intuiția vă va spune cu siguranță ce să spuneți și să faceți. Este posibil să găsiți o modalitate de a restabili legăturile pe care le-ați prețuit cândva. Scorpion. Săptămâna începe bine. Prima jumătate este plină de idei grozave, dintre care unele pot fi implementate imediat. Acesta este un moment foarte bun pentru a comunica cu cei care sunt apropiați din punct de vedere spiritual. Vă vor mai plăcea aceste zile, deoarece vă permit să cedați la impulsuri, să spuneți și să faceți ceea ce vă vine în minte. Improvizezi cu inspirație, te adaptezi rapid noilor circumstanțe. A doua jumătate a săptămânii este plină de evenimente inspirate și întâlniri plăcute. Puteți găsi noi aliați, asistenți care vor deveni în curând prieteni. Acesta este momentul potrivit pentru a lua inițiativă în toate domeniile vieții. Este în puterea ta să faci schimbări semnificative în bine. Vor fi multe momente inspiratoare. Unii scorpioni vor înțelege că sunt gata să se apuce de treabă pe care n-au îndrăznit să o asume mult timp. A face primii pași va fi mult mai ușor decât credeai. Săgetător. La începutul săptămânii va fi greu să nu te enervezi. Ori circumstanțele sunt nefericite, ori cei din jur se comportă ciudat. Trebuie să irosiți timpul prețios corectând greșelile altor persoane și să vă distrageți atenția de la afacerile personale, pentru a le oferi altora sfaturi fără de care nu vor reuși. Încercați să vă țineți sub control emoțiile. Este în puterea ta să schimbi situația în bine. În fiecare zi, sprijinul stelelor devine din ce în ce mai tangibil. Te desparți de îndoieli, înțelegi că ești pregătit pentru o acțiune decisivă. Va exista ocazia de a rezolva unele situații ambigue, de a înțelege de ce relațiile care sunt importante pentru dumneavoastră nu sunt ușoare. Veți lăsa dezacordurile și disputele în trecut, întâlnirile care vor pune bazele unei prietenii îndelungate sau a unei iubiri frumoase nu sunt excluse. Capricorn. Începeți săptămâna vioi și energic. Primele zile a săptămânii sunt un moment bun pentru a face față problemelor dificile, pentru a rezolva problemele importante. Nu există niciun obstacol pe care să nu-l poți depăși, trebuie doar să vrei. Experiența anterioară este adesea utilă. Este ușor de obținut susținere. Multor oameni le plac ideile tale, inclusiv cele care anterior păreau prea îndrăznețe și riscante. Relațiile care erau pur comerciale devin mai puțin formale. În ele pot suna și note romantice, dacă nu aveți nimic împotriva lor. Ultimele zile ale săptămânii sunt favorabile pentru conversații importante pe orice subiect. Îi înțelegi bine pe ceilalți, iar ei te ascultă. Este posibil ca începutul cooperării să vă deschidă o nouă pagină în carieră. Vărsător. Săptămâna de bun augur. Ea oferă șansa de a rezolva multe probleme importante.
O combinație norocoasă de circumstanțe vă permite să faceți ceea ce nu a fost posibil de mult timp. Unii vărsători vor corecta greșelile pe care le-au făcut mai devreme. Gândiți-vă dacă ați acordat priorități corect. Va fi păcat să irosiți timpul și efortul pe fleacuri. Aici merită să ascultați intuiția. Sfaturile din exterior nu sunt întotdeauna la fel de bune pe cât cred oamenii care le dau. Prima jumătate a săptămânii este ocupată. Mulți reprezentanți ai semnului vor trebui să lucreze ore suplimentare. Viața personală se va retrage în fundal, dar nu pentru mult timp. În curând totul se va schimba. Cu cât sfârșitul săptămânii este mai aproape, cu atât este mai ușor să vă înțelegeți cu ceilalți, cu atât ofertele sunt mai interesante. De asemenea, crește probabilitatea unor cunoștințe plăcute. Surprizele romantice nu sunt excluse. Pești. Săptămâna nu este lipsită de necazuri, dar totuși bună în felul său. Oferă șansa de a învăța multe, de a găsi răspunsuri la câteva întrebări importante. Apare certitudine acolo unde lipsea. Acum este mult mai ușor să mergi înainte. Nu sunt excluse dezacordurile și disputele. Cel mai adesea sunt legate de afaceri sau de muncă. Este important să nu te entuziasmezi, să nu fii condus de emoții. Dacă rămâi calm, îți poți dovedi dreptatea, evitând conflictele și nemulțumirile ascunse. A doua jumătate a săptămânii este mult mai ușoară decât prima, deoarece are un fundal emoțional mai stabil. Rămâi optimist și încrezător. Nu-ți face griji pentru fleacuri, nu ceda provocărilor. Multor oameni le place atitudinea ta față de viață. Nu este surprinzător faptul că cei din jur vor să se împrietenească cu tine, nu se zgârcesc la complimente și semne de atenție. Horoscopul săptămânii.